Trebuie să ai mare credință ca să urci până și pe Everest. Continuăm cu o nouă zi, un nou erou. A urcat pe Everest, iar toate greutățile întâmpinate pe munte le-a povestit pasionaților de sporturi extreme. Mircea Baciu a organizat un eveniment dedicat exclusiv vârfului Everest și a emoțiilor simțite în timpul escaladării acestuia. Cum a fost acolo, vedeți în reportaj. Start to shake with your head. O seară de suflet a fost organizată pentru pasionații de călătorii montane. Moldoveanul Mircea Baciu a urcat recent pe vârful Everest, iar toate emoțiile au fost împărțite la eveniment. Здесь будут люди, которые хотят получить эмоции и хотят получить ответы на свои вопросы. Тяжело, не тяжело, опасно, не опасно. Почему? Потому что я думаю, что каждый альпинист мечтает о восхождении на Эверест. Многие хотят знать, эта тема считается закрытой, неизвестной до сих пор. Людям интересно, как это было, что это было. И на этой встрече я решил показать свой маленький фильм, состоящий из впечатлений, как состоялось восхождение на Эверест. La întâlnire a fost prezent și primul moldovean care a urcat pe Everest, Andrei Carpenco. Eroul a povestit despre aventura lui plină de emoții și o experiență pe care puțini ajung să o trăiască și să vorbească despre ea. Fizic, a fost foarte greu. Это большая гора, она требует действительно большой подготовки, требует умения принятия решений. Но главное принять решение. Если ты умеешь принимать решения, как мужчина, Cei prezenți au admirat în premieră filmul realizat de Mircea în escaladarea Everestului și au aflat secretele ascunse ale munților care revendică vieți în fiecare an. Cel mai important pentru mine e că mai ales în așa scopuri mari, mai important decât ce și unde merge, de ce. Și ambii prezentatori cumva au dat răspunsul lor. Cred că e mai interesant să te uiți în interior și să vezi de ce vrei să faci anumite lucruri, fie ca să urci pe Everest, să cucerești alte mări. Evenimentul a avut loc în premieră și a adunat 150 de persoane care au aflat adevăratele greutăți ale naturii și au admirat succesul eroilor care nu s-au lăsat învinși.